Salvamontiștii din Bușteni avertizează că în munții Bucegi este risc de avalanșă. În ultimele zile, vântul a suflat cu putere și a spulberat zăpada de pe văi. În mai multe zone s-au format cornișe, iar omătul o poate lua la vale în orice moment. Turiștii sunt sfătuiți să nu intre pe trasele care leagă stațiunea Bușteni de platoul Bucegi și nici pe văile unde se practică iarna schiul extrem. E bine cunoscut faptul că toate traseele sunt închise. În partea superioară s-au format cornișe și există risc de avalanșe. Nu este foarte ridicat, dar există risc de avalanșe. Orice neatenție poate costa. De aceea îi rugăm pe cei care vin pe munte să fie bine echipați, să țină cont de faptul că vremea este schimbătoare, să trece de la o fază cu vreme bună la ceață, vânt, transport de zăpadă. De aceea îi rugăm să fie bine echipați, să țină legătura cu membrii formației Salvamont, care pot fi găsiți întotdeauna și atât în oraș cât și la baza de salvare de pe munte. La altitudini mari, omătul a fost viscolit și depășește în anumite zone un metru, iar temperaturile ajung la minus 10 grade Celsius. Turiștii pasionați de drumeții sunt sfătuiți să aleagă numai traseele ușoare care duc la Cascada Urlătoarea, la Spumoasa sau de pe Valea Cerbului în Poiana Izvoarelor. Salvamontiștii le recomandă celor care vor să ajungă la Babele sau la Sfinx să urce numai cu telecabina, care funcționează zilnic de dimineața până seara.